și Sacea. Istoricii sunt înclinați să explice numele de la Sațas, cel pomenit de Ana Comnena. Așa pronunțau grecii românescul Sacea. Istoricii au rațiunile lor. Turcii care au venit mai târziu vin cu fantezia și cu legenda. Întemeietorul ar fi Isaac Baba. Viteazul ar fi fost ucis mișelește, decapitat în luptă cu o singură lovitură de sabie la câțiva kilometri, tocmai la Movila Mare. Calul credincios ar fi ajuns cu leșul până aici, unde a fost îngropat. În jurul mormântului s-a întemeiat orașul. Desprinsă parcă din O mie și una de nopți, povestea profesorului Marian Dobcea adâncește și mai mult misterul ce învăluie uriașa piramidă de pământ, numită de localnici Movila Vizirului. Domina Dunărea încă din anul 1321, când geograful Abufelda scria despre Isaccea sau Isaac G, că ține de țara Alaulac sau țara Vlahilor, teritoriul întemeiat de Basarab I. A rezistat și după anul 1484, în timpul ocupației otomane. Istoria locurilor însă este cu mult mai veche. Pe la Isaccea a trecut Dunărea în anul 514 înainte de Hristos, în fruntea armatelor sale, regele perșilor Darius. Și tot aici se vor ridica zidurile anticului Noviodun, sediul flotei romane pe Dunăre, Classis Flavia Musica, stabilită aici încă din secolul I era noastră, pe vremea împăratului Vespasian. Săpăturile arheologice au evidențiat faptul că cetatea a suferit numeroase distrugeri datorate incursiunilor barbare de la nord-est. Stau mărturie aglomerările de țigle, resturi ceramice și pietre afumate peste care se ridică noile ziduri de incintă. Se află aici ruinele celui mai mare turn descoperit până în prezent într-o cetate romano-bizantină. El avea o bază în formă de dreptunghi cu laturile de 30 pe 10 metri și a fost ridicat pe la începutul secolului IV, era noastră. Prosperitatea cetățenilor ei din acea perioadă e dovedită de bogăția, luxul și rafinamentul inventarului funerar descoperit în numeroasele morminte de incinerare sau sarcofage. Cetatea a suferit numeroase distrugeri, dar cea mai severă a fost provocată de cotriguri în anul 558, când va fi dărâmat și turnul cetății. El va fi refăcut abia în secolul X, când bizantinii revin din nou la gurile Dunării. Ei vor reutiliza vechiul zid de incintă romano-bizantin, peste care vor ridica o altă construcție. Cetatea va cunoaște o nouă perioadă de înflorire. A trecut de atunci aproape un mileniu, iar în promotorul pe care se ridicau odinioară zidurile cetății, apele Dunării mai scormonesc și astăzi după cioburile de oale, comorile și însemnele unei lumi dispărute pentru totdeauna. Tăcută, Movila Mare își păstrează încă aura de mister. Ce se ascunde în inima acestui uriaș edificiu de 42 de metri înălțime? Arheologii presupun că ar putea deposti un mormânt din perioada precreștină ca multe din movilele mai mici din necropola aflată în imediata ei apropiere. Numărul de piese, de podoabă și obiecte ceramice descoperite la Noviodunum este impresionant. Aduse la muzeul din Tulcea, ele sunt recondiționate cu grijă, studiate și catalogate. Este poate etapa cea mai interesantă care, alături de săpăturile din teren, îl ajută pe specialistul arheolog
să reconstituie măcar parțial fascinantul tablou al unei lumi apuse. Știți că la 105-106, când au venit romanii, creștinismul era între ei o realitate. Poate că de-aia n-am fost creștinați cândva de cineva prin poruncă. Cripta de la Niculițel e o dovadă și, dincolo de faptul că ne închinăm, avem și conștiința asta a apartenenței la un spațiu de vechi, vechi, foarte vechi creștinism, unul dintre cele mai vechi din Europa.